Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două cărăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele merejele. S-a suit într-una din acele corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în corabia cealaltă, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Suntem înaintea Domnului din nou și în această joi seara. Am venit să stăm în fața lui Dumnezeu cu viața noastră, cu bucuriile și problemele din sufletul nostru, din casa noastră. Și ne-am rugat, am cântat, ne-am exprimat încrederea în prezența lui Dumnezeu, căruia îi închinăm toate aceste cântări de laudă și ne oprim să ascultăm îndemnuri, predici, să ne înviorăm în Duhul, considerând că viața spirituală este ca și viața biologică, trebuie întreținută. Un om care se naște, dacă nu își întreține viața, moare. Sunt nevoi fundamentale care trebuie împlinite. Tot la fel în viața spirituală, avem nevoi care trebuie împlinite constant. E o funcționalitate a vieții biologice și a vieții spirituale. În seara aceasta avem din nou ocazia să ne oprim asupra acestui pasaj din Scriptură pe care l-am citit de multe ori, despre care am auzit multe predici, explicații și aș vrea să spun câteva lucruri din pasajul acesta ca un motiv de încurajare și de îmbărbătare în numele Domnului și pentru frații noștri. Pescuirea minunată vorbește despre o minune. În general, intervențiile lui Dumnezeu sunt calificate de noi oamenii minuni, pentru că ele sunt inexplicabile și depășesc potențialul pe care noi îl avem. Noi oamenii avem o anumită măsură de capacitate, de putere, de autoritate și tot ce facem, facem la nivelul acesta. Adică un nivel natural, pentru că noi suntem oameni naturali. Dumnezeu este o ființă care iese în decor, de fapt nu iese în decor, iese din obișnuit și tot ce face El este la nivelul Lui, pentru că El este o ființă supranaturală, lucrurile pe care El le face sunt supranaturale, adică sunt inexplicabile și nu pot fi repetate de noi. Așa se face că noi am inventat cuvântul minune pentru lucrurile pe care le face Dumnezeu. Minunile nu sunt explicabile. Pur și simplu, legile care guvernează existența noastră limitată nu pot explica minunile. Mulți oameni nu le cred. E cel mai simplu să le negi. Pescuirea minunată vorbește despre minune pentru că ce se întâmplă acolo sfidează logica și obișnuința sau obișnuitul. În Scriptură se vorbește despre aproximativ 35 de minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos.
Evanghelia după Matei prezintă cele mai multe minuni, aproximativ 20. Luca vorbește despre 20, de asemenea Marcu vorbește despre vreo 18, Ioan notează cele mai puține, vreo 7. Însă dincolo de aceste 35 de minuni punctuale, care sunt prezentate mai amplu sau mai restrâns, Biblia, cel puțin în două versete, califică faptul că Domnul Iisus a făcut minuni fără număr. De pildă în Ioan, în capitolul 20 cu versetul 30, apostolul spune că Domnul a făcut multe minuni, dar ele nu sunt menționate în cartea aceasta. De asemenea, în aceeași Evanghelie, dar în capitolul 21 cu versetul 25, se spune că dacă toate minunile pe care le-a făcut Domnul ar fi fost scrise, ele nu ar încăpea în cărțile care s-au scris. Aceste minuni, în general, pot fi așezate în câteva categorii. Prima categorie este minunile care s-au făcut asupra naturii, vântul, marea, apa, toate lucrurile acestea sunt minuni asupra naturii, dar sunt și minuni asupra oamenilor. Oamenii au fost vindecați, au fost ridicați, au început să vadă, să audă, să-și folosească membre ale corpului care au fost inerte până atunci. Sau sunt minuni asupra Mântuitorului însăși. Fiecare minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o a avut un scop precis. El nu a făcut minuni de dragul supranaturalului. Imaginați-vă că pentru Domnul să facă minuni era un lucru obișnuit. Dar în ciuda faptului că era un lucru obișnuit, el întotdeauna a făcut minuni cu un scop, un scop foarte bine precis. Minunea pescuirii din capitolul 5 pe care l-am citit se încadrează în minunile Domnului și are drept scop încurajarea lui Petru și chemarea ucenicilor, cărora Domnul Iisus le-a descoperit puterea sa. El s-a așezat în fruntea lor ca învățătorul, ca Domnul, ca trimisul lui Dumnezeu. Și minunile pe care le-a făcut la început aveau rolul ca să crească nivelul lor de încredere în El. Iar după ce El a murit, aduceți-vă aminte că Petru, Pavel spuneau: noi am fost de la început, am văzut minunile pe care le-a făcut El. Aceste minuni i-a ajutat să înțeleagă că El e o persoană deosebită, unică, o persoană care poate face lucruri pe care oamenii nu le pot face. Asta a mărit încrederea lor în El. În ciuda acestei încrederi, când El a spus că va învia, ei au avut rezerve și n-au crezut că El va învia. Toma a auzit pe 10 din colegii lui că a înviat și el n-a crezut. Observați cât de limitat este omul ca să accepte la nivelul credinței lucruri pe care nu le poate proba prin constatare, adică prin a vedea. Atunci când Toma a văzut, el spune: a crezut. Dacă vezi, nu mai e credință, e constatare. Credință e când nu vezi și ți-asumi că e adevărat. Credință nu înseamnă să ai argumente. Dacă apar argumente, dovezi, aia nu mai e credință. Aia înseamnă că ai constatat că e adevărat ce ai auzit. Credință înseamnă să n-ai niciun argument. Pur și simplu să-ți asumi că este adevărat ce spune Domnul, doar pentru că ai încredere în Domnul și ai respect față de Domnul. Credința noastră este bazată pe cine este Dumnezeu. Întotdeauna omul va avea credință sau nu în funcție de ce crede el despre Dumnezeu. Minunea aceasta se petrece pe malul Mării Galilei. Dacă citim în Scriptură, observăm că Domnul este în Ierusalim, este ispitit și pleacă în Galileea. În Galileea era Marea Galilei sau lacul Genezaret. Era Capernaumul, era orașul Domnului Iisus, era Cana Galilei, erau cele 10 cetăți și în zona aceea, care era locul unde el a copilărit, unde a stat 30 și ceva de ani, Domnul merge și face minunea aceasta. Observați,
că Scriptura ne spune că poporul îl căuta. Observați că în Israel erau foarte mulți învățători. La templu existau cete de învățători. Farisei învățau, dar oamenii îl căutau cu grămada. Mai târziu, când ei au trimis ca să-l prindă pe câțiva dintre ostași, aceștia s-au întors fără el și când li s-a cerut socoteală de ce nu l-ați adus, ei au spus: omul ăsta e un om deosebit, el vorbește cu putere, el nu este ca ceilalți oameni. Vedeți, ce l-a făcut pe Domnul deosebit? Puterea cu care vorbea, sinceritatea cu care vorbea, transparența, modul direct, lămurit, simplu. El vorbea direct, el nu făcea politică, nu încerca să-l protejeze pe unul, să-l scape pe altul. El vorbea foarte direct, el nu avea nimic de pierdut. El n-avea pe nimeni de ridicat și pe nimeni de coborât. El a venit să învețe pe oameni, nu să ia apărarea cuiva sau să îl acuze pe altul. El nu a făcut politică deloc și niciun pic. Nu s-a simțit dator unui partid, unui grup de oameni. N-a fost folosit de un grup de influență. El a fost liber. El a vorbit ce era adevărat și drept. De aceea nu depindea de cineva. Nimeni nu-i limita vorbirea și nu-i făcea un program. Tocmai asta a plăcut oamenilor. El se ocupa de oameni, îi iubea pe oamenii simpli, pe văduve, pe săraci, pe orfani, pe oamenii păcătoși. Era numit prietenul păcătoșilor. Dacă vă mai aduceți aminte de predica de duminică seara despre Simon fariseul, omul acesta n-a putut să înțeleagă și eu sunt sigur că a intrat în mormânt și n-a putut să înțeleagă cum Hristos i-a permis unei femei să vină să-i atingă picioarele, să-i spele picioarele, când un fariseu, dacă trecea pe stradă, mergea pe trotuar, se întâlnea cu o femeie, se muta pe trotuarul celălalt. Avea o astfel de atitudine de restrictivitate față de femei. Și Hristos a stat ca femeia asta să vină să-i spele picioarele, să-i plângă și lacrimile să-i curgă pe picioare, iar cu părul ei lung, ca și cum prosop să-i șteargă picioarele. Și el a stat liniștit și n-a zis nimic. Iar Simon fariseu fierbea și mintea lui spunea: dacă ăsta ar fi un proroc, el nu i-ar permite la femeia asta să facă așa ceva, că femeia asta e o femeie imorală, lucru care era adevărat. Dar Hristos a spus: cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Cei imorali au nevoie de pocăință, nu cei sfinți. Cei sfinți au nevoie de sfințenie. De pocăință au nevoie oamenii care sunt păcătoși pentru a scăpa de păcatele lor. Privind la pasajul acesta pe care l-am citit, observați că Mântuitorul folosește mai întâi o corabie, separându-se într-o oarecare măsură de public, de oamenii care erau pe malul mării, și de acolo el le vorbește oamenilor. După aceea se oprește, îi tratează pe oamenii aceia ca și cum nu mai existau și se îndreaptă înspre Petru și înspre cei care erau în corabie și spune: du-te în larg cu corabia. Le-a spus celor de pe mal ce avea să le spună și apoi a plecat. Ce părere aveți? Oamenii din mulțime nu putea să zică: uite, domnule, se duce cu Petru pentru că cine știe ce avantaje are de la Petru. De ce n-a rămas cu noi aici? Credeți că Domnul nu putea fi criticat de subiectivism, de părtinire, prin faptul că a plecat cu un grup mic, neglijând un grup mare? Și atunci a fost la fel ca acum și acum este la fel ca atunci. Oamenii întotdeauna gândesc ca ei și totul se învârte în jurul interesului fiecăruia. Dacă cineva era în corabie, nu-l critica pe Domnul. Cei de pe mal îl criticau pe Domnul. Iată dar că critica față de Domnul nu e în funcție de adevăr, ci e în funcție de propria persoană. Când auziți pe cineva vorbind în biserică, încercați să vă dați seama că aveți discernământ, sunteți oameni mari. Ce spune? Spune pentru folos personal sau spune pentru onoarea lui Dumnezeu? Nimeni n-ar mai bârfi dacă ce am spune, am spune pentru onoarea lui Dumnezeu. Când bârfim, nu bârfim să progreseze împărăția lui Dumnezeu, bârfim ca să ieșim noi în evidență,
ca să ne apărăm pricinile, ca să încercăm să ne rezolvăm probleme pe care nu ni le putem rezolva altfel. Ceea ce mi se pare îngrozitor nu este că cineva brâfește, ci că aproape toată lumea l-ascultă. Asta mi se pare îngrozitor. Noi care vorbim de neprihănire, ne permitem să facem lucruri care în mod direct sunt împotriva neprihănirii. Apoi continuăm să venim să ne închinăm, ca și cum n-am făcut nimic. Oameni scumpi, lucrurile astea într-o zi vor fi plânse și jelite, pentru că în cunoștință de cauză, în timp ce am avut adevărul în minte, am făcut asta, nu înainte să avem adevărul. Domnul nu i-a criticat pe oamenii păcătoși, pentru că nu aveau adevărul, dar pe farisei i-a făcut cu ouă și cu oțet, pentru că îl aveau, dar nu-l foloseau. Îl aveau pentru alții, nu pentru ei. Toate predicile acestea au rolul ca să ne facă mai buni, ca să ne facă mai sfinți, ca să ne separe de păcat și să fim ca El, pentru că altfel lumea va fugi de noi, nu numai că nu ne va respecta, lumea va fugi de noi, pentru că trăim în ipocrizia în care au trăit alții cu 2000 de ani în urmă. Haideți să revenim la pasajul ăsta din Scriptură. Priviți, vă rog, Mântuitorul folosește orice împrejurare ca să-i învețe pe oameni. Existau destule dificultăți în împrejurarea în care Domnul a vorbit oamenilor. Era foarte de dimineață și fiecare era grăbit să-și găsească ceva de lucru. Dumneavoastră știți că oamenii de acum muncesc pentru alte motive decât oamenii de atunci. Oamenii de atunci munceau pentru mâncare. Toată ziua munceau pentru mâncare, atât. Foarte puțin dintre ei ieșeau din condiția asta de oameni săraci, care munceau doar pentru mâncare și aveau o caravană de cămile, aveau pământ mai mult, aveau o turmă de oi, aveau un lac în care aveau pești și pescuiau. În rest, oamenii munceau doar pentru ce băgau în gură, atât. De aceea trebuia să muncească în fiecare zi sau cel puțin la două zile, că altfel nu mai aveau ce să mănânce. Astăzi, noi nu muncim doar pentru ca să mâncăm, pentru că societatea e așa de bine organizată și mai ales cine e mai creativ și are de la Dumnezeu harul și darul ăsta, poate să dezvolte un business, să aibă resurse cât nu are 10 familii sau 100 sau 1000 de familii la un loc. Ei, în vremea aceea, fiecare de dimineață ieșea într-un loc unde era luat să muncească. Și Domnul chiar în dimineața aia începe să-i învețe. Stătea în corabie, în barcă și oamenii pe mal. Dar cei mai mulți dintre ei veniseră acolo ca să găsească ceva de muncă. Pentru că dacă munceai, mâncai. Și Hristos se învață. Pescarii munciseră toată noaptea și El le cere să rămână cu El și în loc să-i lase să se ducă acasă, le spune, hai să mergem din nou în larg. Dar ei în larg fuseseră toată noaptea. Câtă logică era în treaba asta? Nici un pic de logică. Dar ce era? Era încredere în ceea ce a spus El. Hai să mergem în larg. Dacă nu ai fi avut încredere în El, dacă nu ai fi avut o stimă, o măsură de stimă ridicată, ai fi spus, știi ce, mă duc acasă că toată noaptea mi-am pierdut timpul aici și n-am prins nimic. Ce o să prind dimineața? Observați, ce crezi despre Domnul te califică să faci anumite lucruri sau să nu faci anumite lucruri. Scriptura menționează că Domnul a rugat pe Petru să depărteze corabia de la mal. Nu vi se pare ciudat verbul l-a rugat? Nu vi se pare ciudată politețea în vremea aia l-a rugat? Dumneavoastră vedeți cum vorbește Fiul lui Dumnezeu. El spune, te rog. Poate că nu vă simțiți confortabil ca să vorbesc despre asta. Oameni buni, uneori, dintr-un motiv sau din altul, vorbim într-un fel care nu ne onorează, nu ne face cinste. Dumneavoastră vedeți cum a vorbit Fiul lui Dumnezeu către niște muritori? I-a rugat
să depărteze corabia de la mal. Dacă noi pretindem că l-avem pe el exemplu, pildă, dacă noi pretindem că umblăm cu el și suntem ca el, vă întreb, nu se cade să fim în toate lucrurile ca el? Credeți dumneavoastră că doar dacă ne rugăm am rezolvat toate problemele? Observați cum se comportă Fiul lui Dumnezeu. Vorbește cu niște simpli pescari și le spune, vă rog frumos, depărtați corabia în adânc. Politețea nu-i slăbiciune, nici nu-i pierdere de timp. Hristos a salutat când s-a întâlnit cu ucenicii și le-a spus, pace vouă, Fiul lui Dumnezeu salută. În întâlnirile mele cu mulți membri ai bisericii îmi spun că se întâlnesc pe hol unii cu alții, uneori cu lideri din biserică, alteori cu oameni mai proeminenți din biserică care fac o slujbă și îmi spune, frate, nu m-a salutat. De ce oamenii se împiedică în lucruri atât de mărunte? Pentru că astea nu sunt lucruri mărunte, frați și surori, nu există lucruri mărunte, noi le numim mărunte. Hristos în lucrurile mărunte a excelat ca și în lucrurile mari. El a spus, te rog frumos, el a spus pacea Domnului, n-a așteptat ca să-l salute ucenicii, că erau mai mici, el a salutat, deși era Domnul. Uneori noi credem că astea nu sunt lucruri spirituale. Ba da, toate sunt lucruri spirituale. Toate sunt lucrurile spirituale, fraților. Să fim niște oameni de caracter, să fim niște oameni politicoși, să fim niște oameni prietenoși, atenți, respectoși față de oamenii din jurul nostru. Aducem o notă de speranță, îi cinstim pe frați, să vorbim frumos cu oamenii, să-i încurajăm. Toate lucrurile astea fac parte din tezaurul împărăției lui Dumnezeu care a fost așezat în noi. Scriptura menționează faptul că Domnul Iisus Hristos a mers cu corabia în larg, a doua parte a întâmplării, după ce în prima parte a stat cu corabia lângă țărm și i-a învățat pe cei care erau acolo. Le-a vorbit. Scriptura nu povestește prea multe despre ce le-a vorbit, dar ne spune că a avut un timp în care i-a învățat. Apoi s-a întors către ucenicii care erau cu el în corabie și a spus, haide să mergem în larg. Când ajung acolo, ceea ce este important este faptul că Mântuitorul îi cere lui Petru totul. Îi cere corabia și îl cere pe el. Omul ăsta era frânt de oboseală, era dezamăgit, era nemâncat, se gândea că se duce acasă și nu duce nici măcar un pește să-l pună în tigaie și să mănânce, el cu soacră sa și cu familia. Și acum Domnul îi spune, hai să mergem din nou în larg, aruncă din nou năvodul, plasa de pescuit. I-a cerut totul, ce putea să-i ceară mai mult? L-a cerut pe el și i-a cerut corabia. Domnul folosește ce a avut acest om sărac pentru a câștiga multe suflete pentru împărăția cerurilor. Oricât de puțin ai avea, ai ceva cu care poți face ceva pentru împărăția cerurilor. De obicei spun, și câteodată dumneavoastră vă săturați de ce spun predicatorii, eu predicând mai des, probabil că cel mai repede sunteți tentați să vă săturați de mine, vă aduc aminte că noi încercăm să nu ne mai facem partea pentru că partea noastră este mică. Observați că Petru a avut puțin, dar Domnul s-a folosit de puținul lui și l-a transformat în ceva foarte mult. Dacă vorbesc de evangelizare, de pildă, eu spun că noi am încredințat evangelizarea profesioniștilor, oamenilor care reușesc să se adreseze unei mulțimi. Dar dumneavoastră din bancă, femei sau bărbați, indiferent de vârstă, spuneți, domne, cum să fac eu evangelizare? Eu n-am nicio șansă. Eu sunt un om normal, obișnuit. Eu nu mă pricep, nu știu cum să vorbesc. Dar eu întreb, cum știm să ne lăudăm copiii și nepoții? Cum știm să vorbim despre casă, despre afaceri, despre politică? Cum știm să vorbim despre lucrurile astea, iar despre lucrurile lui Dumnezeu nu știm să vorbim? Bă da, noi suntem adulți și putem să vorbim despre orice. Noi putem să spunem care e ultima minune din viața noastră pe care a făcut-o Dumnezeu. Să-i spunem la omul de lângă noi cum ne-am convertit.
Să-i spunem cum a vorbit Dumnezeu într-o zi și ne-a scos din necas sau din boală. Câtă teologie îți trebuie ca să povestești o experiență? Îți trebuie zero teologie. Petru n-a avut mult, dar puținul lui a fost folosit de Domnul, pentru că Domnul i-a cerut totul. Apoi, Mântuitorul îi cere totul în cel mai nepotrivit moment. Așa cum spuneam, muncise o noapte întreagă, vrea să se ducă acasă, nu avea ce să mănânce probabil când ajunge acolo, dar măcar să doarmă. Și Domnul îi spune, rămâi aici cu mine, du-te din nou în larg, unde ai stat toată noaptea și de unde te-ai întors dezamăgit dimineața. Mântuitorul nu numai că îi cere totul și îi cere totul în cel mai nepotrivit moment, el face minunea în contextul profesional al lui Petru. Uitați ce vreau să spun. În momentul în care Domnul face o minune în domeniul aviatic, un pilot înțelege detaliile minunii, dar eu nu le înțeleg, că nu-s de meserie. Când Domnul face minune în domeniul matematicii, v-am mai spus de vreo 3-4 ori de-a lungul anilor că am avut un profesor la seminar care la rândul lui, într-o facultate anterioară de inginerie pe care o făcuse, s-a întâlnit cu fostul lui coleg care acum era inginer și l-a întrebat, hei, ce mai faci? Și spune, mă, m-am pocăit și eu. Toată facultatea am râs de tine că ești pocăit, dar acum m-am pocăit și eu. Și profesorul meu l-a întrebat, dar cum, mă, omule, mă, explică-mi ce s-a întâmplat. Și el spune, mă, m-am rugat într-o zi că m-am simțit așa mai rău. Și am zis lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, am auzit și eu într-o parte și în alta, pe unul, pe altul, că Tu existi. Dar eu nu înțeleg nimic, dacă Tu existi cu adevărat, Tu știi că matematica e domeniul meu de specialitate, descopere-te în domeniul matematicii. Și s-a descoperit în domeniul matematicii, eu n-am fost niciodată bun la matematică, așa că nu înțeleg cum vine asta. Dar omul ăsta s-a pocăit pentru că Dumnezeu i s-a descoperit într-un domeniu pe care el stăpânea. Eu nu știu cât de mare este minunea cu o corabie și cu pescuitul, că nu mă pricep la treburile astea, nu mi-a plăcut niciodată pescuitul. Dar Petru de aici își câștiga pâinea, cunoștea detaliile. Și Domnul a făcut în contextul în care el se pricepea, era meșter, a făcut o minune. Petru știa cât pește poți să prinzi într-o noapte. Petru știa când se rupe plasa dacă e prea mult. Petru știa cât poți să încarci o corabie ca să nu se scufunde. Eu nu știu, eu cred că pot pune 10 tiruri într-o corabie și cu la al patrulea se duce la fund. E, Petru nu făcea gafa asta, pentru că el știa, era meseria lui. E, Domnul, meseria lui face o minune și ăsta rămâne foarte impresionat. Apoi, Domnul face o minune folosind credința lui, ca de obicei, credința rămâne marea condiție. În Cana, condiția a fost umpleți vasele. Pe mare, condiția a fost depărtează corabia de la țărm. Întotdeauna și cei din Cana și Petru acolo au folosit credința, că logica nu era nicio logică. Întreb eu, imaginați-vă sala de mese din Cana, se termină vinul și Domnul spune, umpleți vasele alea cu apă de afară. Hai să fim serioși. Ce legătură are faptul că nu mai avem vin, că umpli vasele alea de afară cu apă? N-are nicio legătură. Dacă nu ai încredere în cel care îți spune, fă asta, nu o să o faci, că nu vezi utilitatea. A fost nevoie de credință, la fel și Petru. Toată noaptea încearcă să prindă pește, aruncă plasa peste tot și nu prinde nici măcar un pește de poftă. Obosit, epuizat, se duce acasă să doarmă, dar când se iasă din corabie, Domnul îi spune, du-te înapoi în larg, aruncă plasa, dar Doamne, lasă-mă că eu din asta trăiesc, e meseria mea, la ora asta nu se prinde pește, n-am prins nici când era vremea bună, dar acum când nu e bună. Însă din respect pentru cine era Domnul, a făcut lucrul ăsta, pentru el n-avea nicio logică, pentru el era inutil, era timp pierdut. Dar a avut încredere în cel care îi spunea, umple vasele sau du corabia în larg. Faptul că noi am văzut minunile lui Dumnezeu în anii de până acum,
ne ajută pentru faptul că Dumnezeu și-a construit în mintea noastră imaginea unei persoane care poate să facă supranatural. Ăsta este beneficiul unui trecut în care sunt presărate minunile. Dacă ai avut astfel de experiențe, pur și simplu, în mintea dumitale, Dumnezeu are imaginea unei persoane care face minuni. Și această percepție despre Dumnezeu te ajută când ești într-un moment în care trebuie să crezi un lucru care n-are nicio logică. Dumnezeu îi vorbește lui Filip: du-te în pustie. Dar în pustie nu sunt oameni, frați. În pustie nu sunt oameni. E nisip și atât. Doamne, cu cine să vorbești, cu nisipul? Dar Filip s-a dus. De ce? Pentru că un înger i-a spus asta. Și el a avut încredere în înger. Observați cât de esențială este încrederea. Faci lucruri pe care nu le înțelegi, dar le faci pentru că persoana care îți cere să le faci e o persoană care îți impune respect, în care ai încredere, față de care ai stimă și admirație. Aici apare nevoia de a-L cunoaște pe Domnul. Când îl cunoști pe Domnul, de fapt, cunoști pe cineva care poate să facă orice lucru. Și nu mai ai dubii, nu mai îți este teamă, mă, știi sigur că dacă Domnul ți-a spus asta, oricât de lipsit de logică ar fi ce-ți cere, ai încredere că El are un plan. Aici am ajuns la suferință sau la moarte. Vine Domnul și ți-a pe cineva drag. Care e logica? Trebuia să nu-mi-l iei. Încă n-ar a fost suficient de bătrân sau de bătrână, dar apare imaginea asta a lui Dumnezeu din mintea noastră. Dumnezeu știe ce face. Și mă încred în El. Te doare? Mă doare de aproape, pot să suport. Dar am încredere în Dumnezeu. Mă întâlnesc cu oameni care au rămas singuri în biserica noastră sau pe unde călătoresc și uneori le scapă și încep să plângă. Nu plâng pentru că n-au încredere în Domnul. Nici nu plâng pentru că nu sunt sigur că cine a plecat e acolo. Plâng pentru că îi doare singurătatea. E dorul ăsta. Pe pământul ăsta nu-l mai vezi, dar cum îl cunoști tu pe Domnul, El nu e rău, El nu e răzbunător, El nu-i capricios, El nu face lucruri fără sens. Tot ce face pentru El are un înțeles. Trebuie. Și atunci oamenii se apleacă și spun: Doamne, îți închin persoana pe care ai luat-o, deși eu rămân cu durerea. Durerea rămâne chiar dacă ești credincios. Ți se face somn chiar dacă ești credincios. Bei apă și mănânci chiar dacă ești credincios. Sunt legile vieții. Nu poți să te desparți de cineva cu care ai fost o viață și să nu te doară, dar deopotrivă cu credința este încrederea, deopotrivă cu durerea este încrederea că Dumnezeu a făcut lucrul care trebuia la timpul care trebuia. Iată dar cât de necesar este să-L cunoști pe Domnul. Această cunoaștere de Dumnezeu te ajută în momentele cele mai grele să spui: mă doare, dar Dumnezeu are dreptul să-mi ceară asta. Ce face Dumnezeu, eu am încredere în El că face bine, deși eu cu mintea mea de om o văd ca o pierdere care îmi provoacă durere și singurătate, dar mă încred în Dumnezeu, mă plec în fața Lui și mă închin. Mă închin când câștig și mă închin când pierd. Mă închin când primesc un copil și mă închin atunci când pierd pe cineva drag, pentru că am încredere în El, îl cunosc, știu cine e, știu că nu face lucrurile din răutate, știu că n-a făcut asta să mă lovească, să mă pună jos. Iată cât de important este să-L cunoaștem pe Domnul. Cunoscându-L pe El, ne încredem în El. Minunea făcută de Mântuitorul folosește condiția credinței. Petru a avut de ales: aruncă mreaja doar
pentru că a avut respect în Iisus. După logica lui profesională, după experiența lui de pescar profesionist, n-avea niciun rost. El a trecut peste el, dar n-a trecut peste Iisus. Iată dar ce se numește credință. Să treci peste tine, dar să nu treci peste Domnul. Pe Domnul să-L respecti, chiar dacă îți cere un lucru pe care îl apreciezi cu logica omenească, că nu-i necesar. Dar nu treci peste ce spune Domnul. Vedeți, spuneam într-un îndemn pe care l-am dat la rugăciune zilele trecute, că vin momente în viață când noi ne ciocnim cu Dumnezeu. Noi vrem pe aici și El vrea pe aici. Și aici ne-am întâlnit. Și ne oprim și spui, ok, mă duc pe unde mă duceam eu sau mă duc pe unde mă împinge Dumnezeu? În schimb drumul meu sau continui drumul meu? Vin momente în viață când ne lovim de Dumnezeu și atunci facem ori ca noi, ori ca El. Petru a făcut ca Iisus, deși după logica profesională nu avea rost, dar după încrederea în cine este Iisus avea rost. Atunci s-a petrecut minunea. Când ești dispus să treci peste tine și să-i dai verde lui și tu să rămâi la roșu cu ce vrei să faci, atunci apare minunea. Vă mai aduceți aminte când a apărut minunea în cazul celor 10 leproși? Minunea a apărut în momentul în care ei au plecat spre preoți să se arate acestora. Normal, nu trebuia să se arate, că ei vedeau că au lepră, nu mai era nevoie să constate preotul că are. Ce le-a spus Domnul să facă era inutil. E ca și cum tu ai piciorul rupt și cineva zice, stai să văd dacă e rupt. Păi bă, știu eu că e rupt, lasă-mă în pace. Minunea apare atunci când te supui. Doare, ăsta-i prețul. Rămâi singur, ăsta-i prețul. Dar te supui. Uneori te supui plângând, alteori te supui gemând. Îmi place o expresie din Scriptură pe care am repetat-o acum 10 ani de mii și de mii de ori. Aduceți-vă aminte că în Psalm spune, gemi croncând ca un cocor, în durere ființele de pe fața pământului plâng diferit, într-un fel plânge. Am văzut un video când un leu a pus jos un bizon, l-a sugrumat și plângea și bizonul, cât de mare este, dar nu plânge ca omul, nu plânge ca furnica, nu plânge ca peștele, nu plânge ca barza, plânge ca bizonul. Fiecare ființă plânge și râde pe limba ei. Dar încrederea în Dumnezeu, frați și surori, subordonează ideile noastre, prioritățile noastre, logica noastră subordonează tot. Sunteți siguri, nu la nivel teoretic, la nivel teoretic noi suntem doctori toți. Sunteți siguri că atunci când ne întâlnim cu nevoia de a crede, în ciuda faptului că a crede e foarte ciudat și logica ne spune altceva, ne subordonăm lui Dumnezeu sau rămânem noi cu mâna pe volan? Pentru că nu avem încredere în Domnul, că știe să conducă mai bine decât noi. Ăsta este înțelesul pildei pescuirii minunate. Un profesionist care e învățat să pescuiască de un neprofesionist. Domnul nu era pescar de meserie. Și Petru, mintea lui, a zis, băi, Doamne învățătorule, de câte ori ai pescuit? Păi niciodată. Și acum ai venit să mă înveți pe mine care de vreo 30 de ani trăiesc de aici, din pescuit. Dacă eu aș merge la unul care pune flori în biserică, să-l învăț cum să pună, și ăla m-ar întreba, ai mai pus vreodată? Și eu aș spune, nu numai că n-am pus, dar nici măcar n-am văzut pe cineva care să pună. Eu n-am văzut pe cineva punând flori până acum. Nu știu cum să pune. Îmi imaginez că se pune bucățică cu bucățică. Dar nu știu cum, că n-am văzut, nici măcar n-am văzut. Da, să pun. Și să mă duc să-i dau lecții. Ăla ce ar zice? Mă, măcar nu ți-e rușine. Exact așa s-a întâmplat acolo.
Petru și-a neglijat experiența pentru că a avut încredere într-un neprofesionist. Dar n-a avut încredere la nivelul de pescar, ci a avut încredere la nivel de Dumnezeu. A prins pește cum n-a prins niciodată. Nu numai că s-au umplut corabii, au umplut două corabii. Mrejele erau gata să se rupă și corabiile erau gata să se scufunde. Observați când apare abundența? Abundența apare când omul crede. Când se bazează pe Dumnezeu spunând ce aveam eu de gând să fac, las deoparte și mă duc pe mâna lui Dumnezeu. Mă duc pe ideea lui. Fac exact ce spune Scriptura. Asta înseamnă să dăm prioritate lui Dumnezeu, să ne încredem în El, să ne bazăm pe El. Oameni dragi, în prezența lui Iisus, când omul crede, falimentul se transformă în succes. Traista goală, de n-ai nici măcar ce băga în gură, se transformă în două corăbii pline care stau să se scufunde. Câți bani o fi făcut Petru din alea două corăbii pline de pește? Cred că doi ani nu s-a mai dus la lucru. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și în felul acesta să încheiem slujba divină din această seară. Vă invit să stăm în picioare.